Despre frumusețea satelor transilvanene au auzit mulți turiști. Puțin conaționali știu însă care este locul din România în care străinii își cumpără case pe bandă rulantă. Satul din România, în care se mută mulți străini, este renumit în județul Sibiu. Dacă nu ai auzit niciodată despre el până acum, trebuie neapărat să-l notezi pe lista locurilor pe care să le vizitezi. Cu toții am auzit despre bogățiile țării noastre pe plan turistic și nu numai. Ne mai rămâne doar să le descoperim. Bătrânul Cătun Richiș este locul pitoresc din România în care cetățenii din Germania, Franța, Olanda, Italia sau chiar din Statele Unite ale Americii decid să se mute sau să își cumpere cel puțin o locuință. Toți străinii care ajung în satul ascuns printre dealurile Sibiului se declară fermecați de măiestria peisajelor. Richiș este un sat de viticultori, cu o istorie ce se întinde de-a lungul a peste 700 de ani. În timp s-a dezvoltat foarte mult, străinii care s-au stabilit aici investind în unități comerciale și într-un centru infoturistic. În funcție de sezon, în Cătun se organizează diverse evenimente, printre care branciuri cu produse tradiționale și festivale de literatură. Martin și Eleni sunt primii olandezi care au decis să se mute în satul Richiș în anii 1990, impresionați fiind de peisaje, oameni și obiceiurile autohtone. Cuplul a cumpărat o locuință veche de la Saș, în care a investit multe resurse financiare în scopuri de renovare. Nu a aruncat însă nimic din casă, păstrând inclusiv un război de țesut. În satul Richiș locuiesc zeci de nemți, olandezi, italieni, elvețieni, lituanieni, americani, câteva familii de Saș și în rest români. Puțin conaționali știu despre existența Cătunului din Sibiu, care a deveni renumit de altfel pentru transformarea experimentată odată ce a fost populat de străini. Dacă vei ajunge și tu aici, sigur te vei îndrăgosti iremediabil. Relatează playtech.ro.